Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Cred că îi va fi cam greu lui Halil Ibrahim să găsească femeia pe care l-o va alege ca soție, pentru că trebuie să fie frumoasa, celebra și discreta ca Sila, trebuie să fie o expertă care să-i satisfacă gusturile în pat, de exemplu e snurcula, trebuie să aibă multe bani să si satisfacă capriciile financiare, trebuie să fie proastă si să facă tot ce îi se cere ca Mahasine Sihilia. Cred că singura problema a lui Halil Ibrahim este că nu mai are mult timp de căutat femei a visurilor lui, pentru că poate nu încă s-a născut. E puțin ciudat că acum s-a răzgândit, pentru că în ziua accidentului s-a spus că nu-l interesează căsătoria, de aceea nu a căzut niciodată îndrăgostit de Sla și cu atât mai puțin nu i-am cerut-o niciodată în căsătorie. Eu în special, rămân cu ceea ce a spus el în interviu, nu m-am îndrăgostit niciodată de nici o femeie, cu Sla nu am avut niciodată o relație de dragoste. În plus, nu mă interesează căsătoria sau să am copii, de aceea nu am cerut niciodată la Sla. Totul este inventat și asumat de presă. Fotografiile cu mine și ale Sla pe care le folosește presa sunt fotografii vechi pe care Sila și cu mine le-am făcut. De noi înșine, punct să promovăm serialul la care lucram amândoi. Știrea asta a fost publicată de cel puțin 15 ori. Foarte bine, probabil că are un tipar de femeie pe care o vede potrivită pentru el. O caută de vreo 20 de ani, fiindcă n-a găsit-o, punct mai are timp să o caute, până la pensie și tot mai tanara, deoarece cele potrivite lui sunt ori maritate, ori divorțate, ceea ce nu convine familiei lui conservatoare, numai să nu se aștepte ca atunci să îi mai dea vreun nepot mamei Sla, care până atunci îi se va da obstescul sfarsit iar femeile îl vor ocoli, pentru ca un flac automatic, pune semne de întrebare, pentru faptul că până la vârsta aia nu s-a căsătorit niciodată. Nu fi supărată Sila, un picior mai mare are stabilitate mai bună. Talpa se fixează mai bine pe pământ, te face să nu cazi prea repede, de aceea ai câștigat în viața și în fata lui Nazime. Mulțumește Domnului pentru tot ceea ce ai. Tu nu ai nicio vină că piciorul a crescut atât, stai liniștită. Se zice din bătrâni că trăiești pe picior mare, un lucru foarte bun. Mulți ar vrea să trăiască pe picior mare, dar nu toți au norocul ăsta. Felicitări, fată frumoasă, nu da atenție la ce spun unele persoane, poate că Halil știa că trăiești frumos. Numai tine laud asta, fata de Halil, care trebuia să o ajute pe Sila când a rămas fără loc de muncă si. Din potriva, i-a întors spatele. Nu cred că Sila i-ar solicita ajutorul de ar avea vreo problemă din care pomeniti. Are prietene care s-o ajute, nu ar cere ajutorul tocmai celui care a decepționat-o. La ce s-a te aștepti de la un bărbat de 40 de ani, care se poartă ca un pustii de liceu? Ce vina are Sila, care piciorul mai mare ca altor femei? Ce ar putea face? Să si taie calcaiul sau degetele, ca să nu fie luată la misto, tocmai de cel care chipurile o iubea si inca in fata staffului. Exact. Doamne, sunteți capabili de orice pentru a avea adepti pe pagina. Voi nu aveți teama de judecata divină. Lăsați fratilor să si rezolve singuri problemele, pentru că nu sunteți voi toți știutori, voi care aruncați cu acuzati can din unul, can din celălalt. De aceea nu răspund la acuzatii, pentru că s-au saturat ei de minciuni, punct. Dumnezeu să vă dea ganduri bune. Acum Halil râde de muncitorul la domiciliu care își bate joc de muncitorul la domiciliu, tu spui că eu ar trebui să mă comport bine și că Halil se poartă dezgustător acasă. Un amănunt nesemnificativ și pete care se face mare tam-tam. I-a spus că nu ia în seamă astfel de critici, ia ține cont de criticile constructive și ține cont de ele pete îmbunătățirea interpretării. S-a spus de anul trecut că a murit colonelul acesta și voi ce ați făcut la timp ai omorât încă o dată? A lăsat-l odihnească în pace. Dar este o chestie veche pentru că trebuie să se ocupe de cum s-a întâmplat astăzi. Dar de ce glumiți oamenii, credeți că sunt atât de ușori, încât nu-și amintesc de prostia voastră? Dar ce coincidență!
tot în distribuția sorbet de afine, au făcut o cină, luxoasă părea, cu toți actorii, mișcându-se bucuroși. Ar putea să dorească și emanetul să arate că există unitate între ei? Restul a ceea ce se comentează este tot fum. De când a plecat Sila din serial Scrieti, Castire Noua, ca el pleacă de sub papucul lui Nazmis Ioznur si vor trece ani buni si tot acolo va rămâne. El nu are atâta demnitate si puterea ca să plece, dar voi continua propaganda. Dacă este adevărat, în sfârșit și-a făcut curaj. De ce îi este frică unui bărbat de 40 de ani? Dacă aș fi ieșit cu Sla, aș fi fost la fel de bun ca Sla. Cariera în ascensiune. Ar fi trebuit să o facă cu mult timp în urmă, nu doar să vorbească. Halil este blocat în emanet și nu poate ieși din el. O ofertă bună trece pe lângă el. Nu e nicio problemă între Halil și managera Ioznur Pula. Abia ieri a postat poze de la o distracție la care a participat cu Ioznur Pula, Julia Dichen și Nanuca. Totul e bine și frumos între ei. Nicio speranta de a pleca de sub aripa ei ocrotitoare, care rezolva viața și cariera. Doamna Ioznur Pula, am auzit că se muta în America cu fiul ei care va studia acolo, de aceea a fost o cină de rămas bună, să am auzit eu pe alțite. Am auzit, ba chiar am citit știrea asta, dar oare de ce nu cred? S-a mai spus de câteva ori că Halil pleacă de la agenția ei și tot acolo e intepenit. Am înțeles că acest manager care nu m-a amintit pe Halil cu ofertele ce le avea a pus lacatul pe unsea firme, iar Halil merge pe cont propriu cu discutarea proiectelor. Aceasta managera care este prietena cu Nazi a distrus fericirea acestor doi minunati protagonisti. Chestia cu lacatul pe unsea la agenția lui Ioznur Pula e veche de câteva luni și lacatul tot nu s-a pus. Acum au scornit-o scuza ca să-i explice distracția la care au participat. Dacă îi se închide agenția lui Madame Ioznur, ca caută Nanuca acolo, toată în zâmbet, pentru că nu face parte din agenția ei? Încă nu a venit ziua oarbă și nu ți-a căzut niciuna cu tronc, că atunci uiți și de criterii și de tot. Poate dai peste o fată de joci cum îți cântă ea. Să ai noroc să-ți găsești o fată așa cum îți dorești, dar ai grijă că timpul zboară repede. Dragi prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim Ceyhan și Slatir Koglu, vă vom transmite vouă, stimații noștri suporteri, de îndată ce sosesc vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascalii.